Drogurile au ajuns și pe plajele vecinilor. Autoritățile din Bulgaria au descoperit 150 de pachete cu cocaina. Precum cea găsită în ultimele două săptămâni pe litoralul românesc, cocaina era împachetată în folie impermeabilă și protejată cu veste de salvare. Pachetele cu droguri au fost găsite în Șabla, o localitate aflată la doar 26 de kilometri de Vama Veche. Și în țara noastră, forțele de ordine continuă să descopere droguri pe plajele din stațiuni. Peste 300 de polițiști și jandarmi sunt angrenați într-o amplă acțiune care se desfășoară pe litoralul românesc, pe o distanță de circa 90 de kilometri, într-un dosar de trafic de droguri, la căutări participând și 14 embarcațiuni, scafandri, precum și două elicoptere. În ultimele zile au mai fost găsite aproape 200 de kilograme de cocaină, astfel că până în prezent captura a ajuns să cântărească peste 1700 de kilograme. Valoarea drogurilor a fost estimată de DIICOT la peste 300 de milioane de euro.